Tina Toni, Tina Toni, hai să cântăm. Tina Toni, Tina Toni, vrem să ne jucăm. Prietenul meu ne distră mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Tina Toni, Tina Toni, când ne întâlnim. Tina Toni, Tina Toni, nu ne plictisim. Prietenul meu ne distră mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Da! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Serviciile de suport. Ha! Mulțumesc, Tina. Chiar m-ai ajutat foarte mult cu asta. Toni, cred că s-a ajutit talentul meu. Sunt atâția oameni care așteaptă să fie ajutați de mine. Da, Tina. Ce-ar fi să te duci să ajuți pe altcineva acum? Trebuie să spăl ceva pe aici. Grozavă idee! Ha, am atâta energie ajutătoare azi! Alo? Cine are nevoie de ajutor sau susținere? Pe locuri fiți gata! Tina vine să ajute! Pregătiți-vă pentru un record mondial! 1, 2... Ce asta? Prietena ta, Tina, de la serviciile de suport, îți stă la dispoziție. Am apreciat o recenzie de la tine. Dar... Descalificat! Tina, vine în ajutor! Prietena ta, Tina, de la serviciile de suport. Am apreciat o recenzie de la tine. Data viitoare, avertizează-mă înainte să vii să mă ajuți. Așa pot măcar să-mi iau un costum de baie. Dar... De ce m-am obosit să-i ajut? Nici măcar un singur mulțumesc. Țăranul e pe câmp, țăranul e pe câmp. Ura, drăguța mea, țăranul e pe câmp. Iepuraș, desigur, el are mereu nevoie de ajutor. Țăranul e pe câmp, țăranul e pe câmp. Prietena ta, Tina, de la serviciile de suport și ajutor. Am apreciat o recenzie de la tine. Nu! Ce-ai făcut? Te-am ajutat să culegi morcovii. Nu-i așa de rău, nu-i așa? Tina, ar fi fost mult mai bine să aștept să crească morcovii mai întâi. Tina, ajutorul trebuie să fie folositor și să vină la momentul potrivit. Altfel, va înrăutăți situația. Am încercat din răsputeri să ajut. Chiar am făcut totul mai rău. Nu te întrista, Tina. Data viitoare ar trebui să întreb cum să ajuți și totul va fi bine. Tina! Tina? Ajutor și servicii de suport? Tu ești? Nici nu știu ce să-ți spun. Eu chiar am nevoie de ajutor. Serios? Toni, ești cu mine? Tina participă, Toni e cu ea. Vrei să înveți să te caceri în copaci? Nu. Vrei să faci o piramidă din crenguțe? Nu. Atunci, pentru ce ai nevoie de ajutor? Am nevoie de ajutor? Ca să culeg mere. Asta a fost tot? Da. Mulțumesc mult, Tina. M-ai ajutat foarte, foarte mult. Woohoo! Prietena ta, Tina, de la serviciile de suport și ajutor. Sună dacă ai nevoie de ajutor. Doar noi două. Da! Da, da.
cărma unui vapor. Să construim o corabie pentru ea. Da! Hai să mergem să navigăm, Tina. Avem nevoie de un echipaj. Eu voi fi echipajul. Tina, nu avem nevoie de nimeni altcineva. Dar e mai amuzant când sunt și alții. Tina, ești prietena mea? Da, sunt. Atunci poartă-te ca atare, altfel o să-mi rănești sentimentele. Aha, e în regulă. Mă duc să stau cu ceilalți porcușori. Dacă ne jucăm cu băieții, unul dintre ei o să ajungă capitan. Exact! Așa eu o să pot să fiu capitan. O corabie! Pânzele sus! Suntem pe drum! Marea e învulburată! Catargul se îndoaie și scârție! Unde e catargul? Văd din pupa! Catarg! Marea e învolburată! Spălați puntea, echipaj! Ai, capitan? Dar cu ce să spăl? Sepie mototolită! Nu e nimeni la cârmă! Caramba! Corabia și-a pierdut catargul! Asistentă de cabină! Adăm jurnalul de bord! Catarg! Fiecare marinar se luptă cu furtuna! Ne îndreptăm către un recif! Mută la tribord! Pânzele sus! Ce vișelie! O să lovim reciful în orice moment! Un val! Ține-te bine! Atenție! Ce vezi în zare? Lasă-mă să verific. Ne îndreptăm către un recif! Ce vijelie puternică! Ce faci? Observatorul a fost doborât de valuri. Mută la tribord! Meduza lunecoasă! Nimeni nu cunoaște curentul mai bine decât mine! Tina, pot să te ajut? Corabia asta are nevoie de un echipaj! Mută la tribord, am spus! Mai avem o șansă să supraviețuim pe toate algele alunecoase! Bravo, timonier! Ce furtună! Toată puntea e inundată! Curăț-o atunci! Cum arată traseul nostru? Traseul nostru e... avem... țărm! Drept față! Am descoperit un mal neexplorat! Pregătiți-vă de debarcare! Tina participă? Tony e cu ea! Maui, toată puntea e acoperită cu apă! Un val atât de mare! Un palmier uriaș! Mută la babord! Mută la tribord! Unde te duci? Nu am vrut să mă joc cu voi și acum voi nu mai vreți să vă jucați cu mine! Știi ceva? Echipajul ăsta ar vrea ceva de mâncare după furtună! Și știi cine e bucătărea sa corabiei, nu-i așa? Hai, hai! Eu sunt! Și eu am decis să ajut bucătărea sa! Avem un capitan atât de curajos! Și bucătărea sa e grozavă! Cu un așa echipaj de prieteni, putem să descoperim tot felul de tărâmuri! Numim descoperirea aceasta țărmul prieteniei adevărate! Ura! Ura! Mașina timpului! Bună, Tony! Ce faci? Asta e invenția la care a visat toată lumea! Grozav! Dar la ce folosește? La călătoria în timp! O să mă urc în ea și o să călătoresc înapoi în timp! Mult în trecut! Tony, poate ar trebui să o lași baltă! Până la urmă, ce poți să faci în trecut? Ne e foarte bine aici acum! Tina, despre ce vorbești? Sunt atâtea de făcut în trecut! Poți să pictezi în peșteri, să faci sulițe și coliere, să spui cât e ceasul după poziția soarelui, să dansezi dansuri vechi? Totul e gata! La revedere, Tina! Înainte! Adică, mult înapoi în trecut! Tony, și cu mine cum rămâne? Așteaptă-mă aici! 3, 2, 1, decolarea!
Tony, te-ai întors deja! Nu, Tina, ceva n-a mers. Oh, nu, e stricată. Asta e bine, poți să rămâi aici cu noi. Tina, nu înțelegi nimic, dar nimic. Dar înțeleg, Tony. Tony, Tony, mașinăria ta funcționează. E imposibil, am încercat tot ce am putut. A funcționat pentru mine, a mers în trecut. N-o să-ți vină să crezi cum e. Haide, Tina participă. Tony e cu ea. Drum bun, Tony. 3, 2, 1, decolarea! Vezi, Tina? Ți-am spus eu. Ah, Tina? Porcușorii? Ce se întâmplă? Wow! Sunt din Tina Mamutul! Și ei sunt purceluși și dinți de sabie! Bine ai venit în orășelul de piatră al fursecurilor! Sunt în trecut? Și mașina mea funcționează? Chiar? Încotro te îndrepți, vizitator din viitor? Vreau să găsesc un hipopotam preistoric. Chiar eu sunt un hipopotam. Doar că încă nu sunt foarte mare. Exact. Așa e. Da, da, mi-a părut bine, domnule Musafir. Dar ar trebui să vă întoarceți acasă. Chiar voiam să pictez niște peșteri. Oare ce ar trebui să las în urmă pentru viitor? Ce faceți toți aici? Adică... N-am crezut niciodată că o să văd un pterodactil. Soarele e așa de sus pe cer. Ar trebui să te întorci acasă, domnule Musafir din viitor. Da, dar chiar voiam să învăț cum să fac sulițe și mărgele. Și pescuit preistoric și cântat preistoric, vreau și propria mea peșteră. În regulă, o să rămână în acest timp. Tony, spune-ne cum e orășelul fursecurilor din viitor. Cum e? În viitor avem înghețată delicioasă, plus biciclete și plăcinte. De asemenea, știință și computere. Și prieteni. Și... Oh, nu! Tina e acolo! Am stat prea mult aici. Adio, prieteni noi! Tina! Tina, porcușorii, n-o să credeți ce-am văzut! Hei, deci totul a fost fals? Îmi pare rău, Tony! Îți doreai așa de mult să meargă! Am încercat doar să te fac fericit! Deci tu ai făcut toate astea pentru mine? Mulțumesc, prieteni! A fost grozav! Alo! Poate să-mi spună cineva dacă am obținut rolul? Te salvează eroi! Haide, apără-te, lașule! Ia de aici! Și așa, așa! Ți-a ajuns? Da, victorie! Hei, frățioare! Să mergem la Tina și Tony să jucăm iepusalt! Nu! Am treburi de erou! Dar stai deoparte. Doar băieții pot fi eroi. Dar de ce? Gândește-te. Cine e de fapt eroul din satul prăjii? Nimeni? Tony! Am multă zăpadă! Te salvez eu! Dacă nu era Tina, Tony n-ar fi avut șansa să fie erou atunci. Stai așa! Oh!
Uite așa! Uite! Vulpii are probleme! Doar stă acolo nemișcată! Ce? Vulpii, stai așa! Ce? Unde? Ajutor! Ne-a cam luat puțin valul. Dar ce e cel mai important când vrei să fii erou, știi? Un dezastru? O reacție bună! Hei! O piatră! Urs, stai! O să cazi! E o piatră, o vezi? Nu e o piatră! Aia e o rampă! Cum ți se pare? Nu vom fi vreodată eroi aici. Atunci să ne facem propria aventură. Salvează-mă! Sunt blocată în vârful muntelui. Stai așa. Te voi salva. Cine a strigat? Suntem aici! Ne-am blocat! Ajutor! E înfricoșător! Tina și Toni ne salvează din nou! Dar ei doi n-ar fi reușit fără dezastrul nostru! Bine, hai de jos! Ne-e frică! L-am prins, uite așa! Hei, ne jucăm iepu salt? Ne învățați? Da! Numai că... Păi, știi, e destul de greu! Ia ani de antrenament. Bă! Vă luați de urechi și săriți așa. Două poteci. Bună! Unde vă duceți? La râu. Să ne uităm după nori. O, da, vin și eu cu voi. Toni, Tina, așadar care poate că duce la râu? Asta! Și care e cea mai bună? Asta e mai bună. A mea e mai bună pentru că e mai scurtă. A mea e mai interesantă. Așadar, pe care să mergem? Pe amândouă. Exact, Tina. E singurul mod prin care putem vedea care potecă e mai bună. Ne vedem la râu. Venim acum. Ce pajiște frumoasă. Drăguțe, ce delicioase. Yummy. Ce păcat că Toni nu e aici. Și lui îi plac frăguțele. Am ajuns primii. Se pare că poteca noastră a fost mai bună. Mă întreb, cât de departe e Tina? Prieteni, trebuie să pornim! Pe curând, copac bătrân! Eu la nori o să rămân! Wow! Poezie! Tina, ești o poetă! Norul ăla seamănă cu o corabie. Ăla e un morcov. Și ăla e un morcov. Și încă unul. Mi-e foame. Norul ăla seamănă puțin cu Tina. Toni, uite ce pot să fac. Întârzie foarte mult. Văd ciupergi. Oh!
nu o să le culegem. O să zburăm printre ele. Tina! Oh, nu! Toni ne așteaptă! Piloți, spre râu! Ar fi trebuit să-mi iau o pernă la mine. Oare unde a ajuns Tina? Pregătiți aterizarea! Am reușit! Tina! Mi-a fost așa de dor de tine! Toni, suntem foarte epuizate! Am mâncat frăguțe și ecoul Dudu! Atâtea lucruri! Epuizată! Nu știu care potecă e mai bună, dar aș merge pe scurtătură la întoarcere. Și eu! Și eu! Se pare că poteca ta chiar e mai bună, Toni? Nu sunt sigur. Aș vrea și eu niște frăguțe. Și ecoul Tutu! Se pare că toate potecile sunt bune, Toni. Împreună e cel mai bine! Noapte bună, Tina! Noapte bună, Toni! Dubla 5! Perfect! Oh, nu! Wow, o să rulez eu un film la 6? O să fiu cu siguranță, Tina. Normal că o să vii, Toni. Până la urmă, noi o să-l filmăm. Trebuie să-l filmăm acum? Oh, nu acum. Mai întâi trebuie să construim decorul, să găsim costumele și de-abia apoi ne apucăm de filmat. Uite, nu stă drept. Tina, îți faci griji că posterul nu stă cum trebuie și filmul nici nu există? Ai dreptate, Toni! Dacă o să pierd prea mult timp făcându-mi griji pentru poster, nu o să mai am timp să le lipesc pe celelalte! Știi ceva, Tina? Hai să le ascundem, înainte să le vadă cine... Nu mai trebuie să le lipim! Ne apucăm direct de filmat! Când Tina participă... Toni e cu ea! O să fie un bazm despre o fată care își întâlnește prințul! Ce original! Mulțumesc! Fata, transformată în prințesă, s-a dus la un bal, unde și-a pierdut pantoful și prințul a găsit... Prințesa? Nu, pantoful! Și au trăit fericiți până la adânci pătrâneți. Prințul și pantoful? Prințul și prințesa, normal! Câteodată ești așa de încet, Toni! Și vreau să avem și o trăsură, care să se transforme în... Dovleac? Toni, mi-ai citit gândurile! Nu, doar am citit basmul. Dar cum ai fi putut să-l citești dacă eu de-abia acum l-am inventat? Hai să începem acum! Lumini, cameră, motor! A fost odată ca niciodată o fată săracă. Toată lumea s-a dus la bal, iar ea a fost pusă să aleagă mazărea din fasole. Noi știm cât de greu e să alegi mazărea! Nu trebuie să ne mulțumești, Tina! Nici măcar nu aveam de gând! Dubla 2. Fata a ales mazărea și a plecat la bal. Era așa de frumoasă încât putea fi confundată cu o prințesă. După bal, fata se grăbea așa de rău încât și-a pierdut un pantof. Aha! Ce-i ăsta? Un pantof de prințesă! Wow! Vâlpițo! Nu se întâmplă să ai și o coroană pe acolo, nu-i așa? Pe capul meu încape, așa că eu ar trebui să fiu prințesa. Lumini, camera, acțiune! Prințesa se grăbea atât de rău la sfârșitul balului, încât și-a pierdut un pantof.
Până când prințul a fugit din castel, prințesa dispăruse de mult. Hei, ce faci aici? Suntem trecători. Cum adică trecătorii? Suntem figuranți. Vă rog, eliberați platoul! Împiedicați filmările! În sfârșit, putem să filmăm în pace. Dar, Tina, deja e timpul să ne arătăm filmul. E mai bine să nu promiți când știi că nu poți să te ții de cuvânt. Ai dreptate, Tony, promisiunile trebuie ținute. Oh, ce aș vrea să mă transform într-un dovleac. Acum înțeleg, Tony, viața e cel mai interesant film dintre toate. Sperietoarea. Vrăbiuța cântă din ce în ce mai frumos. Așa e. Wow! Ce se întâmplă? Iepurașul face atâta zgomot și ne acoperă muzica. Dar dacă e o alarmă de incendiu, poate casa iepurașului a luat foc. E datoria mea să-l ajut. Vin cu tine! Când Tina participă, Tony e cu ea. Hai să stingem focul! Ce faceți? Ce faci, iepurașule? Înveți să cânți la tobe? Tobe? Nu! Sunt la capătul puterilor! Ceva îmi scoate toți morcovii din grădină și eu o să-l alung de aici! Oh, nu! Sărăcuții morcovi! Nu prea pare că s-au speriat, iepuraș! Hai mai bine să încercăm împreună! Te-am prins! Unde-i pasărea? Ăsta e parazitul tău, iepuraș? Da, chiar aia este! Pasăre nerușinată! Dar Tony e prietena noastră vrăbiuța! Până aici! Ce ai de gând să faci? E o sperietoare! Pentru păsări! Să le sperie, adică! Of, iepuraș, chiar ai de gând să faci o sperietoare de unul singur? Păi, cine altcineva să o facă? E ziua ta norocoasă! El e cel mai grozav maestru sperietor din lume! Serios? E minunat! Oricum nu prea am timp acum. Tony, fă-mi o sperietoare foarte sperietoare, bine? M-am gândit la toate, Tony! O să faci intenționat o sperietoare mai drăguță, ca vrăbiuța să nu fie prea speriată. Ce fel de sperietoare o să fie, dacă nu o să sperie pe nimeni? Tony, ar fi mult mai bine să renunțăm. Să lăsăm vrăbiuța în pace. Nu a fost ideea mea. Tu i-ai făcut o promisiune iepurașului și acum o așteaptă. Tu poți să faci ce vrei, Tina, dar eu o să fac sperietoarea asta. Of, Tony, vrăbiuța va zbura departe. Și cântă așa de frumos. Poate ar trebui să crești banane în loc de morcovi, iepuraș drag. Eu prefer morcovi. Și Tony o să ia rate la acelei păsări. Tony! Ura! Ce aia? E o casă pentru vrăbiuță. Ce frumos! Uite, Tony! Vrăbiuțe îi place! Tony, ai înțeles totul greșit!
Trebuia să alungăm pasărea, nu să-i construim o casă. Nu, tu nu ai înțeles, iepuraș. Nu trebuia să o alungăm pe vrăbiuță, doar să o mutăm unde se simte bine. Morcovi dulci pentru tine, triluri frumoase pentru noi. Vrăbiuța chiar e o cântăreață talentată, nu-i așa, iepuraș? Ha? Unde-i pasărea? Ha? Oh, wow! Demodat! Pânzele sus! Mi-a stricat toate fotografiile. Pentru că suntem pirați. Hai în echipaj. Yo-ho-ho! Nu, pălăria e demodată. Și eu sunt demodată. Vulpiță, stai calmă. Tu ești tot timpul la modă? Da, de ce nu sunt model? Trimite-ne poza ta. Și vei putea fi model. Am pălăria și cea mai frumoasă. Dar nu m-au ales. De ce? Pentru că nu ești porcușor. Ce pot să fac? Luptă pentru asta! Te ajutăm eu și Toni! Tina vrea! Și Toni vrea! Bun, Vulpița trebuie să fie porcușor. Păi da! E ușor și distractiv să fii porcușor. Realizat? Sunt deja acolo? Oh, nu, nu sunt acolo! Sunt disperată! Nu dispera! Să acționăm! De ce faci așa? Vezi tu, e la modă să fii urs! Dar vulpița e vulpe! Cum poate să fie urs? Păi, urșii sunt sportivi! Acum lucrăm cu greutățile! 26? 27? Cum merge antrenamentul? Doarme ca un urs. Nu sunt ca un urs. Acum e la modă să fie puraș. E puraș? Pentru Tina. Am înțeles. Iepuraș! Hei! Iepuraș, fii atent! Vulpița trebuie să fie ca tine! Serios? Tare! Mi-ar prinde bine un asistent! Cum merge? Ce face noul iepuraș? Vulpii e grozavă la fermă! Stai! Ta-da! Oh, ce provocare! Ai prietene girafe? Prieteni? Nu cred că mai vreau să fiu model. Am avut o zi interesantă. M-am jucat, am exersat, am lucrat în grădină. Acum mă pot relaxa. Yo-ho-ho! Dă-te din drum! Oprește-te! Am reușit! Vulpiță, ești model! Uite! Nu pot să cred! Se pare că e la modă să fii tu însăți și să fii pirat! Yo-ho-ho! Medicină cu apă! În regulă, domnule Toni! Va trebui să facem... Oh, nu!
O injecție cu apă. Nu mai place jocul ăsta. Pacient, ai un gaz sever de uscăciune. O injecție cu apă, repede! Ai văzut, Tony? Sunt o doctoriță adevărată, o expertă acvatică. Acum pot să vindec toate bolile. Tina, nu poți să vindeci totul folosind doar apă. Nimeni nu a încercat să facă asta până acum. De ce vă jucați? Pot să mă joc și eu? Tina, de ce porți o pălărie? Tony, tu de ce nu ai pălărie? Ce avem noi aici? Febra întrebărilor, o boală foarte contagioasă. Oh, nu! E atât de periculoasă! Oh, o să supraviețuiesc? Oh, o să mai pot să mănânc înghețată? Oh! Ai nevoie de un medicament de apă. Trebuie să beau apă? De fapt, trebuie să o ții în gură. Deci, alte întrebări? Simți că mai ai febră? Acum vezi cât de puternică e apa. N-am mai auzit de febra întrebărilor. Ai atât de multe de învățat despre medicina cu apă. E timpul să vindecăm lumea. Când Tina participă? Tony e cu ea. Mania pălăriilor! Asta îmi stă foarte... Rezistă, vulpiță! Salvarea e pe drum! Gata! Am învins mania pălăriilor! Dar ține minte, fără pălării pentru tine, vulpiță! E clar că nu pot să le mai port acum. Nu e nevoie să mulțumești. Mania pălăriilor? N-am auzit niciodată de asta. Tot ce contează e că am vindecat-o pe vulpiță. Oh, nu! Ursul e bolnav! Urs, ridică-te! Trezește-te! Trezește-te! Exact ce credeam. Boala ursului a dormit. Are nevoie urgentă de îngrijire. A dormit sau nu? Nu există boala asta a urșilor. Tony, poate că te-ai molipsit de tulburarea hipopotamilor sceptici. Sau să fie un episod de suspicionită? Nu există bolile astea. Au! Tony, suspicionita ta poate să mai aștepte. Cineva acolo chiar e foarte bolnav. Frisonul de sughiț! Tina, poate n-ar trebui să intervii. Uite, iepuraș, ia o gură. Deci, te simți mai bine? Da, se pare că mi-a trecut sughițul. Mulțumesc, Tina! Vezi, Tony, apa poate să vindece absolut orice. Cineva să ne ajute, pe Felicia o doare burtica. Ai... stomăcel de iepurel! Pot să te vindec imediat! Vezi? A trecut acum! Nu, nu a trecut! Tina, e o problemă serioasă. Trebuie să o ducem la șoricică. Dar deja am vindecat jumătate din oroșelul fursecurilor cu apă. Ți-a trecut? Nu! Asta n-are cum să fie o boală adevărată. Tina, e foarte adevărată. Trebuie să o ducem imediat la șoricică. E amar? Dar măcar mă ajută! Dar apa de ce nu a ajutat-o? Viața se naște din apă, dar bolile trebuie tratate cu medicină adevărată. Știi că nu există medicină cu apă. Dar să te distrezi cu apă se poate. Adevărata forță! Da, avionul meu merge mai repede! Și mai sus și mai departe! Asta e tot? Avionul meu! Nu pot să ajung la el! Cada e foarte grea. Nu o să putem să o ridicăm. Asta înseamnă că avem nevoie de cineva care poate.
Urs! Urs! Avem nevoie de ajutorul tău! Cum am reușit să mă înțepenesc? Ia să încerc! Poate asta? Nici o șansă! Nu-ți face griji, Urs! Te scoatem noi de acolo! Hei! Eu nu prea pot să fac șpagatul! Cum îi zice? Gata cu... cum îi spune ăstuia? Nu cu asta, cum îi zice! Trageți dintr-o singură parte! Trageți în sus! Avem nevoie de ceva înalt! Ca o macara! Dar nu avem nicio macara! Dar avem un copac! Ce-ar fi să-l tragem din părți mai bine? Dar ați făcut asta deja! Trasul! De data asta o să fie diferit! Trebuie să dăm jos arcada! Oprește-te! Lasă-mă pe mine! Da! Trebuie să abordăm problema aceasta dintr-un alt unghi! Am altă idee! Oh, nu! Ține-te bine! O să te scoatem ca pe un dinte de lapte! Calcă, Tony! Tony, pedalează mai repede! Tony, ești bine? Se pare că nu suntem destul de puternici, Tina. Da, să aducem pe cineva să ne ajute. Cine e cel mai mare și puternic? Urs. În afară de urs? Tu și cu mine. Atunci hai să ne chemăm prietenii. Haide! Hei, prieteni, ce faceți? Tragem de urs! Dar în felul ăsta nu o să reușiți. Hai, ce? O să rămân blocat aici pentru totdeauna? În cazul ăsta ar trebui să te faci comod. Hei, dar dacă am nevoie la baie? Nu! Calmează-te! Știu eu cum să-l scot pe urs de aici. Tot ce ne trebuie... un tren! O macara? Un miracol? Tot ce ne trebuie este... ulei! Probleme se rezolvă cu mintea, nu cu mușchii. Vă mulțumesc tuturor! Nu aveți și tu nevoie de ajutor? Nu! Cred că știu cum să-mi rezolv problema. Cu mintea, nu cu mușchii. A mers! Fratele Tin! Bună, Tony! Ce faci? Bună, Tina! Fac o invenție! Ce drăguț arată! Pot să te ajut și eu? Asta e împotriva tehnologiei! Ba nu e! Ba e! Dar arată drăguț! Tina, oprește-te! Tina, tu ești o fată, așa că nu te pricepi la tehnologie. Fată? Și ce? Ha? O fată, zici? Acum o să vedem cine se pricepe la tehnologie. Wow! Salut, Tony! Tina? Toată lumea ne confundă! Eu sunt Tin, fratele Tinei!
Am venit în vizită din... Australia! Apropo, sunt profesionist în tehnologie. Ce bine! Chiar am nevoie de ajutor. Dă-mi, te rog, cheia de 12 mm. Nu văd nicio cheie. Tony? E chiar aici! Era chiar la tine în mână. Oh, poftim? Huh. Noi australienii o numim încurcata îmbârligata. Cum spui tu, Tin? Tin, ea încurcată îmbârligată. Nu așa? Știu ce fac, Tony. Tin, nu! Șuruburile sunt strânse. M-am înșelat în privința Tinei. Nu trebuie să fii băiat ca să dai greș la tehnologie. Trebuie să-mi cer scuze. Tina, sunt eu! Deschide ușa! Uitasem! Tina s-a dus în pădure! În pădure? Dar e târziu! Dacă s-a pierdut! Fii serios! Doar... face o plimbare! E sora ta, Tin! Trebuie să o găsim! Wow! Unde vă duceți? Tina s-a pierdut! Dar e chiar în spatele tău! Eu sunt Tin, fratele ei! Oh, nu! Așteptam să găsim! Așteptam să astru! Tin! Tin! Răspunde-ne! Ah! Tin, unde pleci? Păi, eu voiam să aduc lanterne! Luminează-mi drumul, Tin. Ce vrei să faci, Tony? O să mă urc până sus și o să fac un semnal de foc. Tina o să-l vadă, sunt sigur. Tony, doar copacul este atât de înalt. Unde ești, Tony? E numai vina mea. Am mers în pădure pentru că am exclus-o. Așa că trebuie să mă cacer pentru ea. E așa de periculos, dar atât de curajos. Oprește-te, Tony! N-o face! Trebuie să o găsesc pe Tina. Tina e aici! Îmi pare atât de rău. Tina? Ura! Am reușit-o! Încurcată, îmbârligată, te rog. Cheie de 12 mm. Mulțumesc, Tina. Aruncătorul de bomboane e gata. Cum funcționează? Privește! Ești așa de deștept, Tony? Ce mi-aș dori să fie și Tina aici. Cântecelul Tinei. Tony, e oribil! Tocmai mi-am terminat cartea. Grozav, Tina. Nu, nu e! Nu mai am ce să citesc. Nu-i problemă. Uite, e un vas despre prințesa Fluture. E pentru copii. Dar nu e de groază. Asta trebuie să citești seara. O vreau pe asta. Cea cu monștri extraterestri? Nu e cam înspăimântătoare? Ne așteaptă totuși o noapte întreagă. Tony, eu nu mă tem de nimic. Ciudat, ți-am găsit cartea aici. Poate că doar a căzut acolo. A căzut? Da, cărțile nu încap pe raft. Mersi, Tony, spor la alergat. Tony, ce? Ai mai găsit ceva? O să-ți facem o bibliotecă. Vrei să-ți o fac mai târziu? Nu, nu, iubesc să construiesc. Unde ar trebui să o construim? Uite aici! Nu, aici e mai bine!
vine aici? Nu prea știu. Tu ce crezi, Tony? Tony, arăți ca un rege! Mi se pare, Tina, că tu nu ai dormit deloc. Doar vi se pare, maestate? Hai la treabă! Tina și Tony sunt aici! Am deraiat puțin de tot. Așa pare, Tina, ai putea lua un creion să marchezi locul rafturilor. Tina, pare că ai nevoie de somn. Nu, nu am, Tony. De fapt, am dormit destul. Poate-i vrea niște ceai de mentă. Bine, menta e acolo. Aha. Uite, Tina, menta te calmează și face bine. Mersi, Tony, imediat. Stai doar să marchez aici. Tina, tu știi că muzica te ajută să lucrezi? Ia, ascultă. Dorm, maestate, o să lucrez singură. Ce-a fost asta? Tina, ce s-a întâmplat? Scuze, Tony, te-am mințit. Sunt foarte obosită. Atunci fugi la somn. Nu pot, am visat un monstru extraterestru și mă tem de el foarte tare. Tina, încă n-ai terminat cartea? Monștrii doar arată fioros, dar nu sunt de fapt drăguți. Vrei să o terminăm împreună? Și monstrul i-a dat fetei bomboană. Sfârșit. Noapte bună, Tina. Somn lin. Mâine avem de făcut un dulap. Stai! Dar de ce facem asta? Ceasul deșteptător! Wow! Oh, nu! Timpul s-a oprit! Asta e bine! Pot să dorm mai mult! Tina! Am făcut atât de multe gogoși încât nu o să mai am loc la mine în casă de ele. Ajută-mă! Ajută-mă! Un elefant își ajută întotdeauna prietenii. Wow! S-ar putea să fie puțin cam de vreme pentru micul dejun. Oh, nu! Nu o să car toate astea înapoi acasă? Hei! Aici s-a oprit timpul sau ceva? Trebuie să luăm micul dejun acum! În regulă, micul dejun s-a terminat. Și prânzul, și cina. E posibil ca ziua să fi trecut așa de repede? E deja ora de culcare din nou? Nu, trebuie să dăm timpul înapoi. Ura! Am reușit! Păi, timpul merge înapoi. Dar stai, asta înseamnă că... Întinerim? Wow! Dacă nu reușim să reparăm timpul, o să dispărem cu toții! Tony! Tony! Uite ce s-a întâmplat! Ceasul deșteptător e stricat. Îl repar după trotinetă. Tony! E mult mai important decât trotineta ta! Haide! Dar Tina... Nu pot să las pur și simplu un lucru și să mă apuc de altul. Ai putea măcar să încerci! Eu fac tot timpul! Deci? Ce spune? Spune că trebuie să faceți o plimbare cât timp eu muncesc! Haide, Tony! Timpul merge înapoi! Asta e super! O să am timp să fac mai multă treabă! Of, Tony! De ce te comporți așa de... copilărește? Și am terminat! Deci, unde e ceasul ăsta deșteptător? Oh! Ha, 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 ha.
scăpăm de ceasul ăsta deșteptător înainte să devenim cu toții copii și să dispărem! Toată lumea o să ne fie recunoscătoare! Am salvat tot orășelul de ceasul deșteptător! Da, l-am îngropat ca pe un cartof! Dar, Tina, dacă plantezi un cartof, o să iasă o plantă din el, plină de cartofi noi! Deci asta înseamnă că ceasul deșteptător o să se transforme într-un copac cu ceasuri deșteptătoare? Și pădurile noastre vor întineri și vor dispărea! Tina! Tina! Oare unde au dispărut? Tina, Tina, Tina! Unde ar putea să fie? Oh, aici! Nu e nici aici! Oh, asta e! S-a pierdut! Acum nu o să mai fie frăguțe în pădure! Nici nuci! E ceasul deșteptător! Și s-a reparat singur! Dacă ești atent cu lucrurile, atunci ele vor continua să facă ce ar trebui să facă. Îmi pare rău, ceas deșteptător! Nu o să te mai trântesc niciodată! O să am grijă de tine și o să te hrănesc cu gustări delicioase! O casă la modă! Asta e cea mai la modă rochiță a sezonului! Minunată, colorată, găzdafă! Nu-ți face griji, e doar puțin ruptă! Putem să coasem imediat! Ai cumva ac și ață, Tina? O să găsim tot ce ne trebuie la mine acasă! Sau poate că nu! Tina, cum poți trăi într-o casă ca asta? Este foarte demodată! Păi și ce putem face? Trebuie să schimbăm tot! Da! E nevoie de o redecorare totală! Afară cu tot ce e vechi! O casă modernă are nevoie de spațiu. Scapă de tot ce nu e necesar. Împinge, vulpiță! Nu împinge! Mă prăbușesc! Tina, te muți? Nu, mă modernizez! Acum schimbăm mobila și apoi vom schimba toată casa. Nu-i așa, vulpiță? Vulpiță, ești bine? Mulțumesc, mă simt mai bine. Vulpiță, am pus patul aici. Crezi că nu e destul de la modă? Un pat nu înseamnă nimic. Un pat poate să... Toni, vezi cât de modernă e casa mea acum? Văd, Tina. Se m-a dus o plăcintă cu lămâie. Mă gândeam că putem să bem un ceai, dar ești... Să bem totuși un ceai? Oh, Tina, unde sunt cănile? Nu mai am nicio cană în casă, nu sunt la modă. Nici mesele nu sunt la modă? Evident, nici scaunele. Atunci cum o să bem ceaiul? Probabil că și băutul ceaiului e demodat. Nu-i așa, vulpiță? Dar de ce? Moda are nevoie de o abordare creativă. Dacă vrei să bei ceai, o masă poate să fie permisă. În regulă, vulpiță. Hai să continuăm modernizarea casei. De ce mai avem nevoie? Știi ceva, Tina? Cred că e bine să o lăsăm așa cum e. Poate ar trebui să ne oprim aici. Chiar așa? Casa mea e la modă acum? Minunată, colorată, grozavă. Îți mai amintești cum era înainte, Toni? Cum am putut să trăiesc într-o casă ca aia? Oh, da! Acum e foarte diferită!
Mi-am adus aminte unde era. Ah, dar nu mai e ață. Știi ceva, vulpiță? Mod are nevoie de o abordare creativă. Așa, cred că acum e mult mai bine. Asta chiar îmi place. Minunată, colorată, grozavă. Bine, atunci eu plec. Mi-a făcut plăcere. Tina, dar unde ai învățat atâtea despre modă? E doar un simț pe care l-am. În modă, Tony, totul depinde de noi. Serios? De ce nu am făcut asta? Ai dreptate! E mult mai bine! Vezi, Tony, dragă, și tu ai un simț al modei. Da, păi, cântina e cu Tony. Tony e cu ea!